Vă salut pe toți cu multă dragoste creștinească și cu mult respect. Mulțumesc tuturor celor care ați venit astăzi, deși vremea este friguroasă, dar am venit pentru o cauză bună. Ne întâlnim într-adevăr într-un loc în care s-a murit pentru libertate acum 32 de ani, în decembrie 1989. Și iată că după 32 de ani suntem obligați să ne întâlnim din nou în acest loc pentru libertate și pentru familie. Pentru o familie din Germania, o familie de români, Camelia și Petru Furdui, care în mod abuziv, incorrect, profund incorrect, s-au trezit într-o zi că sunt deposedați de uh, copiilor. Sunt șapte copilași, fete și băieți, care au fost mulți din familie, acolo unde ar fi trebuit să-și aibă locul, de fapt. Și retrăim, de fapt, ceea ce am mai trăit acum cinci ani și jumătate cu Marius și cu Rut Bodnariu. Îi salut, mă bucur că sunt astăzi aici cu. Nu mai sunt cinci, sunt șapte, slavă Domnului, familia s-a mărit pe teritoriul României și în România, iată, familia Bodnariu trăiește fericită și în libertate. Ne bucurăm, Domnul, să vă binecuvânteze. Retrăim însă ceea ce am mai trăit atunci și Mario și Ruth sunt cei mai buni martori pentru că au trecut prin vala Plângerii și au trecut prin această încercare. Și atunci când am fost în Norvegia cu un alt coleg, cu Benoni Ardelean, am stat, am cercetat, am discutat cu părinții Pendelet, am discutat cu autoritățile norvegiene și am spus atunci, și au fost unii care n-au crezut, că acești părinți sunt părinți buni și că sunt ca pâinea lui Dumnezeu. Și am spus și autorităților norvegiene că tratați cu aroganță și tratați cu o modalitate pe care noi nu putem să înțelegem familia, Spunând, practic, că statul este proprietarul copiilor. Nu suntem de acord. Și nu avem cum să fim de acord. Copiii sunt binecuvântarea pe care părinții au primit-o. Copiii sunt ai părinților, ai familiei. Astăzi avem de-a face cu situația familiei Furdui, în care o instituție absolut asemănătoare cu Barnevernă din Norvegia, se numește Jugendamt, a intervenit brutal și a construit un caz în care fac afirmații despre părinți. Vin astăzi, după ce în luna august am fost de asemenea în Germania de această dată, să vă spun că Amelia și Petru sunt părinți buni. Sunt părinți buni. Și că cei care au credință în Dumnezeu, cei care simt românește, nu pot să stea deoparte. Suntem alături de familia Furdui atât de încercată suntem solidari și trebuie să fim, în primul rând, solidari în, în bătălia asta spirituală, pentru că atacul împotriva familiei, și atunci, și acum, este o lucrare a celui rău îndreptată împotriva familiei, așa cum a binecuvântat-o Dumnezeu. Familia formată din bărbat, din femeie și copii. Și uh, ni se spune adesea nouă, creștinilor, că avem o problemă, că nu știm să cerem. E, astăzi vă propun să cerem. Să i cerem în primul rând Domnului Dumnezeului nostru să intervină. Amen. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care nu se văd și care sunt vremelnice. Noi ne uităm la lucrurile care nu se văd și care sunt veșnice. Nu ne uităm la lucrurile care se văd. Nu ne interesează aceste lucruri. Noi avem încredere în puterea Domnului că va face un lucru minunat și va lucra cu puterea sa de Dumnezeu și va aduce copiii înapoi. Și cerem Domnului să intervină. Vreau să vă rog să mai cerem un lucru și să cerem autorităților germane să trateze cu seriozitate acest caz. Am spus-o și la Berlin, în Ministerul de Externe German, am spus-o și ambasadei germane la București că se întâmplă lucruri care sunt profund în neregulă. Lucruri legate de această instituție Jugendamt, modul în care tratează copiii, lucruri care se întâmplă în stabilimentele unde sunt cazați copiii. N-am să intru public acum în aceste detalii. Dar, ceea ce s-a întâmplat cu Barnevernet, care a fost considerat așa o instituție extraordinară, de neatins, Impecabilă. Am spus atunci că sunt abuzuri și iată că astăzi lucrurile se demonstrează. În ultimele săptămâni, două noi condamnări ale Norvegiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, articolul 8, care protejează familia. Barnevernet a acționat abuziv împotriva și altor familii. 13 decizii de condamnare pronunțate de CEDO în ultimii 2 ani. Lideri ai Barnevernet, șefi importanți care sunt judecați astăzi pentru abuzuri care au fost descoperite. O instituție care era coruptă și care comitea lucruri îngrozitoare împotriva familiilor. Asta se demonstrează. Și spunem și astăzi că și această instituție din Germania, Jugendamt, comite abuzuri. Și sunt convins că aceste lucruri vor ieși la suprafață și Curtea Europeană va avea astfel de cazuri. Îndemn și să cerem autorităților germane să trateze cu foarte mare seriozitate și să facă demersurile pentru a înapoia copiii la părinții care sunt părinți buni. Și vreau să mai cerem un al treilea lucru. Să cerem autorităților române și statului român să-și facă datoria. Vorbim de cetățeni români. Care au exclusiv cetățenie română. Nu sunt cetățeni germani. Da, oricine trăiește pe teritoriul altui stat trebuie să respecte regulile. Iar acești oameni le-au respectat. Să respecte legile. Le-au respectat. Dar există o linie roșie care nu trebuie depășită. Sunt cetățenii altui stat, sunt cetățeni români. Și cer astăzi statului român. Președintelui României, primului ministru, ministrului de externe, să intervină direct și personal. Uneori, un telefon, un telefon politic la cel mai înalt nivel poate să schimbe mult mai rapid lucrurile. Și cetățenii României cer acest lucru. Creștinii cer acest lucru, un gest de responsabilitate și solidaritate cu proprii cetățeni români, oameni cu frică de Dumnezeu. Noi avem încredere, în primul rând, în lucrarea Domnului. Și am văzut cum Domnul lucrează în chip minunat. Dar și noi trebuie să ne facem partea. Pentru că spuneam și chiar zilele trecute, o credință fără fapte este o credință moartă. Să ne facem partea, să fim alături de această familie încercată și da, transmitem Cameliei și lui Petru un mesaj de încurajare, de solidaritate, de rugăciune, de susținere. Ieri a fost o zi grea pentru Petru și pentru Camelia. Și pentru copii. Pentru copii care cer să fie înapoiați. Fete și băieți care cer să fie înapoiați la părinți. Și autoritățile germane sunt surde, până acum cel puțin. Le transmitem un mesaj de încurajare, pentru că știm că ei privesc în acest moment această transmisie. Suntem alături de voi și ne punem nădejdea în Domnul. Și vom trăi acel moment de bucurie, am această încredere, așa cum am trăit alături de Marius și de Ruth și de copilașii lor care sunt atât de frumoși și care cresc liberi pe teritoriul României astăzi. Așa să ne ajute Dumnezeu.